De câteva luni bune, sistemul sanitar românesc se confruntă cu o criză gravă de vaccin hexavalent. Acesta se distribuie medicilor de familie prin direcțiile de sănătate publică Neamț. Doctorița Mirela Grădinaru, purtător de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Neamț, a confirmat repartiția către județ a 2500 de doze de Hexacima. Repartiția pentru hexavalent, 2500 de doze. Săptămâna viitoare o să-l aducem și o să-l repartizăm la medici. Medicii de familie au auzit din presă de faptul că ministerul a importat primele doze de vaccin. Încă nu a ajuns vaccinul la medici. O fi ajuns la DSP. În momentul în care ne anunță, ne trimite și indicații care grupă de copii intră la vaccin. Prioritizarea o fac ei. Vaccinul hexavalent Hezion sau Hexacima combină trei vaccinuri cu care sunt imunizați copiii la 2 luni, la 4 luni, la 6 luni și la 1 an. Copiii sunt vaccinați printr-o singură injecție cu Hexacima împotriva mai multor boli grave. Vaccinul vine în seringă preumplută, ușurând administrarea lui și mărindu-i în acest fel eficacitatea.